Trebuie să mă las să vorbesc eu, că aici toată lumea vorbește ce vrea, înțeles? Dar tu m-ai întrebat iar. Andrei. Și acum vreo două zile iar. Și o să spun și mâine, că tot pentru finală. Andrei, sunt aici, pe mine tot la Andrei. Pentru finală, sunt pentru Andrei, finală aici. Da. Vine armata pe voi. Nici de care armată, că Andrei, fă-ți cu cușul, că vine armata pe voi. Liniștește-te. În ce filme trăiești? Vine bine armat. Era armata ta și înainte. Unde era, ești, mă? Erai de multe ori după comunism. Ești, tot cu armata ta. Erai de multe ori după comunism. Vorbim despre noi doi. În comparație cu mine, unde ai fost tu? Eu? La Culez, de Vișu. Marinescu! Cireșe, unde ai fost? Marinescu! Asta zic, poate ia pe Marinescu! Nu știu ce să spun, dar armata lui comunist e cam în parte pe aici. Păi ce treaba comunist, mă? Ai auzit? Băi, ăia! Marinescu! Băi, stai, bă, liniștit! Că dacă ești de comunist, votează, votează tot Andrei. Codruț, băi! Bă, zice, stai un pic, mă, stai un pic! E care să duce unde vorie, nu unde te duceți voi. Vă zic eu, mă, ăia lui comunici. De cam în parte, aici din casă! Băi, stați un pic! Să-i spun lui Andrei, Andrei, îți faci speranțe false, spun de ce. Ăia lui comunici. Încă scriu pe toate site-urile, vot comuniști, vot comuniști, vot comuniști, el nu mai e în casă de două săptămâni. Tinătorii lui comuniști au spus, votăm Andrei ca să nu ia mai. Dar de ce ne minți? Păi tu îi trebuie. Tinătorii lui comuniști oricum n-au existat niciodată și se duc la Mariana. Ia uite pe mine acest lucru. Asta e, să-mi part. Nu se duc doar la Mariana, se duc și la Andrei. Stai liniștit. Eu merită, cred că ești merită, bun, merită, cu Mariana, vezi că a postat Comănici un story ieri. Da, știu. A scris fix așa. Toți ai mei susținătorii lui să te susțină pe tine. Maria, dar dacă Maria, care l-au susținut atât de tare pe el, pentru că au fost lângă el, indiferent ce n-au făcut, nu o să țină cont de ceea ce îi roagă el. Crede-mă, indiferent de situație. Maria, publicăm cât să nu fie bomba ta pentru final, cât ai zbătut pe aici, înțeles? Să nu fie bomba ta pentru final, eu. Ai grijă. Ai grijă, atât. Da, mă, da. Ce? Atât spun, n-a spus Comănici. Comănici a spus să se ducă la Mariana. Ai înțeles? Armata lui Comănici, cum spui tu, armata lui Marinescu, au spus altceva pe site-ul. Nu, eu am armată. Nu, tu ai armată? Păi erai de multe ori sub Comănici și oamenii lui Comănici scriu altceva. De multe ori? Oamenii Comănici vor să te facă praf, da. Că tu ești vinovat că a plecat Comănici acasă. Nu contează, ai mei tot român, fratele meu. A, eu sunt vinovat. Stai un pic, ok, stai, vreau să vorbesc. Bă, dar nu mai treceți, mă, pe aici. Hai, mă, vorbești. Păi, Vegas. Hai, mă, că te vezi. Tu ești Marinescu. Tu știi cum vezi care acolo cadru. Nu se intre în cadru. Lasă aici, ce zic, te pun. Nu poate om. Bă, fiat, mă, să se vadă. De ce spui? Asta e un pic, Radu. Bă, nu m-a interesat, mă, eu am spus. Te întreb eu pe tine. Stai puțin, de ce sunt eu vinovat de plecarea omului? Spun că l-ai instigat. Poftim? Că l-ai instigat. În primul rând. Cum vrei să faci cu mine, mai vrei să faci cu alții pe aici. A fost... Că tu doar atât știi să faci. A fost omar. Tu când nu faci față unui om, încerci să-l faci să te descalifice, să-l încerci să-ți capi la înțeles că nu faci față. Eu ești de fiecare dată sunt cireașa de păi pe tort. Păi ești sub el, nu ești. Ai chiar și acolo, la final, cireașa de pe tort e Marinescu. Ai vizat frumos. Ce are voie? Ca idee. Tu ești de împlutură. Să nu fii... Eu pun acolo. Să nu fii sâmburele. Păi așa mă duc și eu și sâmburele? Da. Bă, dar vă dau pedeapsă și dacă nu... Nu, mă, nu, 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 să vorbim. Nu mai fi așa, eu ți-l arunc în fiecare zi, bă, că tu te frustrezi. Bă, nu mă frustrez, chiar vorbesc cu tine normal. Lasă-mi, eu vorbesc ca aberații. Vorbesc, Andrei, foarte normal cu tine. Eu vorbesc ca aberații aici, de ce îi foc așa? Sunt ironic. Păi, Marinescule. Păi nu mai fi. În loc să te uiți în relația altora, mai bine arată sentimentele de care vorbeai. Bună, fetelor. Nu e prima oară, așa că taci. Doamne, asta ce face, mă? Că țin ușa. De ce? Cui? Pentru că vor să vină doi aici. Cine vrea Radu și... voi pe acolo. Radu și Codruș. Putea să vină. Închide. Dar ține pe afară. Închide cu cheia. De ce nu închizi, mă? Bag în cheia. Închide. Gata, bravo. Dar cine e? Hai, mă, puteți și de Radu cu Codruș. Mai spargeți ușa. Tu s-ai închis. Sparge o... Știu că nu mai ai mașină, cu ce o plătești. Nu! Dă-te, Mariana! Lasă-o să spargă, nu? Lasă-o să spargă ca să aibă ce să plătească. Lasă-i să spargă. Dar cine e acolo? Că nu sunt din nou. Radu cu Alex. Pa, Marius, du-te. Mă! Deschide că sparg ușa și... Du-te acolo și cere la cameră! Bă, ești... Ești în junglă aici! Hai, pa! Nu sparg, mă! Că lăsați-mă să spargă, că după ce că nu mai are... Dar trebuie de acolo, Deschide! Disperaților! A plecat, Marius, din de aici, stați! N-avem cheie, du-te! Am plecat! Hai, mă, deschide! Vrem relații în casă! Nu vreau să... Mă, lăsa-te, mă, lasă-i, lasă-i! Deschide! Așa ce spuneam? Deschide ușa, creștine! Deschide ușa!
plecați, cercetorilor! De la tine! N-avem bani! Plecați de aici, că n-avem bani, ne-am luat salariu! Deschide, bă, să ne jucăm 2-3 lei, bă! Ascultă-mă un pic pe final. Să bagi în discuții că eu sunt Andrei și vreau o familie. Eu vreau un copil. Asta eu vreau de la început. Băi, asta spune vreau de la început. Păi nu, dar vrei să dai acum că păi tu într-adevăr tu, tu chiar cauți. Băi, Andrei, asta vrea ce vrei, tu chiar vrei, tu chiar vrei să cauți, înțelegi? Ai vrut să cauți în aia? Da. Și prin chestiile astea le dai, îi dai în cap. Și nu mi se pare normal. Nu, dar nu dau un cap nimic. Sincer, sincer. Nu dau cu nimic în cap. Aia afirma că ea nu-și dorește, n-am afirmat eu că aia nu-și dorește, aia afirma că nu-și dorește. Eu îmi doresc. Pur și simplu, n-am afirmat eu, aia nu-și dorește. Aia chiar ea a spus, eu nu-mi doresc familie și copii în momentul ăsta. Ok, vorbim mai încolo. Și zi o rugăciune acolo. Numai figurea în cap. Pune tatăl nostru la colțul tău acolo, nu te mai băga tu în seamă. Nu vezi că nici scaunul nu vrea. Nici scaunul nu se ține atâta prostie. Ce tot cauți atâta atenție? Nu vezi că nu te bagi nimeni în seamă? Nu vezi că s-a rupt scaunul, nu se ține atâta prostie. Păi exact aceleași cuvinte pe care le spune Andrei. Păi de adevărul, mă, frate, dacă omul vrea familie. Dar de unde știi tu, mă, adevărul? Păi dacă vrea familie, păi da, acasă spune, mă, băi, eu vreau familie, mă. Bă, de unde știi tu că vrea familie? Păi asta spune omul. Și tu crezi tot? Păi dar normal că crezi. Păi dacă eu spun că dacă omul se bate pe ce, băi, dacă omul spune că a lăsat-o pentru că vrea familie, nu asta vrea. Bă, spune, dacă eu spun că ești ministru și primar, tu mă crezi? Păi n-ai față. Crezi eu? Dar tu ai? Păi nu am față, că zici că primar. 10 vagoane la viață. Păi un om, tot un om când exprimă ceva se vede pe fața lui când minte sau nu. Dar tu ce exprimi? Păi eu nu exprim nimic, eu spun legat se de el se ce treaba e cu ce exprim nimic, eu. Am zis că omul se vede că vrea familie și altceva, îți dai seama că eu bară. Vede, da, da, spune că are o vârstă, da. Nu mai vrea să copii. Auzi, vreau familie, dar nu pentru competiție, dar vreau familie. Du-te, bă, și lasă-ne. Te bași tu aici în seamă și am capăt. Cu tu acolo, potolică, stai liniștit. Stai, bagă-te acolo, spune tatăl nostru și lasă. Și lasă, nu te, nu te băga pe cintă. Nu te susține, da pe creierul. Te susține pe tine, ce te susține pe tine? Auzi, vezi că auzi că se bate. Stai acolo, stai bine. Că nu e de acord cu tine, ce zici. Ți-am zis, nu. În partea cealaltă. Du-te tu, că te-ești Godzilla. Nu se, nu, nu se, nu se bate cap în cap cu ce zici. Nu i-am dat-o, eu mi-am furat-o. Dar nici o bază în tine. Nu mă cheia. Mă, tu vii încoace, că vreau să te întreb ceva. Poți să știi de ce, de ce faci asta? Lase! De ce faci asta? Ce? Mi-e placă. Și ieri? Mi-e placă. Și ieri? Stai de aici? Și ieri, mă? Ce trebuie, frate? Hai, stai de aici, Alex. Hai, hai. Hai. Nu da, de aici. De cine? Ia-i aici, Mariu! Ia, să mă organizez, mă, chiloții! Dragă, îți dau, îți dau o, o poruncă astăzi, fii atent. Să revin. Alexandru și să-l scoți de aici. Iar ești pe minte, moca? N-are treabă. Băi, Marius, băi! Ia-l pe ăsta de aici. Hai, mă, Radu! Băi! Băi, dacă ne punem acum toate pe tine. Așa ca scaunul, Radu. Vrei să vă iau toată casă? De ce n-ați zis? Aaaa! Tu ai fost aici a jucării aia din Pufuleț pentru Maria. Păi și care e treaba, mă, cu inteligența ta? Ce treaba mea ce am fost eu cu inteligența ta? Lasă, mă, bă, ce de inteligență? Dacă vreau să mă duc la un concurs, mă duc frumos la concurs. Vorbim de fapte, dar nimeni nu le vede. Ce faci? Ce inteligență? Ce fapte, mă, ce, mă? Păi zici că ești inteligent. De ce? Zici cu ce ești inteligent? Păi tu poți să te compari. Tu poți să te compari. Păi dar nu vreau să mă compar. Poți să te compari aici cu mine? Nu vreau să mă compar cu tine. Păi atunci ce vrei? Păi spune cu ce ești. Păi să vorbesc cu tine pe ce? Poți te dai inteligent. Ok, fii atent, să vorbesc cu tine pe ce? Afară, pe competiție, nu, pe cu ce ești tu inteligent? Cu un tot, exemplu, cu capul pe care l-am pe umeri. Cum? Cu capul pe care l-am pe umeri. Și creierul meu. Cu asta. Sunt da, inteligent. Așa, da, mersi. Da. A, a, ce, ai tăcut? Da. Ai dreptate, ai tăcut acum. Un exemplu plauzibil foarte... Nu mai te lua tu și vorbiți. Am spus, pe ce vrei să ne luăm? Nu, oricum e greu. Am vorbit ieri cu tine și ai rămas mut. Da. Și acum... Că iar voiam să zic o prostie, mai mare ca tine. Ai, ce să nu. Vorbești tu. Mă nu vezi că scriu numele Ronaldo pe cervețel de... și le aruncă Maria la gură și tu vorbești cu inteligent cu capul de pe umeri. Auzi, dacă ai creierul împărțit în patru corturi și lucrează fiecare pe rând, nu e vina mea, dar la mine lucrează tot. În cât e creierul împărțit? Tu ai. În cât e? În patru l-ai, în da, patru vezi. Colțuri. Înțelegi? Vii tu da, și da. Te iei. Apreciez, da. Cu ideile tale când o să vii? Eu am ideile mele tot. Care sale? Eu îmi dau cu părerea despre ce vreau. Despre ce ți-ai dat cu părerea? Da, uite, am avut, eu îi dau dreptate. Ok, în cearta lor, te-am văzut să-ți dai cu părerea, ai dat dreptate. Dau dreptate pe ce zice? De ce ai dat dreptate la careva? De ce să mă bag într-un lucru care nu okay, depinde ai dat, de mine? Ok, din ce ai văzut tu? Din aia și Andrei, ai dat dreptate la careva? Te-ai băgat? Nu, frate, dar eu zic a, că păi, nu, am văzut ce nu păi, eu am văzut cum omul e sincer, omul vrea relație ca să fac un copil. Ok, și atunci cine e de vină? Din 3, 2, cine e de vină? Aia?
Cine-i de vină dintre ai doi? Nici de vină nimeni, frate, eu a zis ce vrea el. Am zis că e cineva. Păi nu spune tu ce vrea el. Eu ți-am zis, da, ok. Da, el a zis părerea lui, că el nu vrea nimic. Eu zic părerea mea. Eu când m-am certat cu Alexandra, ai știut să te bași și să dai dreptate cuiva, da? Aici când, aici când e cui vorba de dreptate, păi Alexandra are dreptate, Andrei, că tu faci treaba asta cu codul că vrei să-l înstii și alea. Păi am zis pentru că s-a întâmplat o chestie. Când are tovarășul tău, că mă voi să tovarăș, când are tovarășul, frate, tovarășul tău, o ceartă, nu interviști dreptate, dai dreptate lui. Singur la sală, când eu sunt de la sală el. Lasă-mă mă cu sala, mă, cum m-a luat tu pe mine cu sala, cu asta păi da, eu treabă ce spui. Eu nu văd. Eu înțeleg că nu vrei să vă arăt ce vă. Băi, eu văd, eu dacă tu ai dreptate, eu te văd și te aprob dacă ai dreptate. Dar tu, când vii aici, dar tu nu ai dreptate lui. Lasă-mă mă cu inteligențele că vorbim de ce se întâmplă în casă, ești capabil sau nu ești capabil? E subiectul, gata, nu mai poți. Ești capabil să vorbim de ce se întâmplă în casă? Văd cât de capabil ești. Tu când într-o ceartă dai dreptate lui Andrei, da, când se ceartă cu Marinescu, doar ca să vii ca să-l ataci indirect cu Marinescu după aceea. Bă, nu-l atac pe nimeni, eu simt că am părerea că ăsta vrea pe bune ceva. Dar de unde ce atac eu pe Marinescu? Bă, îl cunoști, ai două săptămâni în casă. Bă, îl văd pe față. Ce vezi tu te vede pe față? Dar tu pe față ta ce vezi? Păi, dar ce treabă are fața mea cu ce dreptate am? Fața ta numai necaz îmi exprimă. De ce treabă are fața mea, mă? E ca te și văd cum eu pe față. Păi cum eu, eu pe fața ta văd doar necaz. Bă, frate, asta văd are pe nicio treabă legată de subiectul. Ok, pare, pare, are multă nicio treabă. Pare. Uite, mă, dorm aici. Mamă, să... Eu și-ac vrea să-mi... Yes! Apoi uite, mai supor casa. Lasă, te-ai calmat? Valea. Te-ai calmat, mă? Mai supor casa asta. Ha? Ai Valea de aici. Nu deschideți voi când vreau eu? Dar voi nu da, mă. Să puneți dai drumul, deschide ușa să plece și închide-o. Deci atâtea. Și să vină, da, mă, să pune care ca bărbat. Nu, să stau să mă joc cu el să mă. Dar cine-i primit să fac asta aici pe? Rău ești. Hai la noi, hai bine. Măi, nenea, am luat tablourile. Asta da, hai. Dai să mergem și noi ca să se reluăm și lor, hai. Hai să-i drumăm și noi lor casa. Te duci în signă. Dă-mi prudă. Dă-mi prudă. Dă-mi prudă. Nici o treabă n-am. Da. N-are mult nicio treabă ce spui. Are. Mai multă treabă ce spui. Te contrazici singur. Păi te iei și vii aici. Vino cu acea Mira, care-i geanta lui Radu? Păi da, n-am haine, n-am haine. Care-i geanta lui Radu? Asta. Nu e. Asta. Nu e, nu e. Cred că nici n-ai venit cu plasa. Asta. Ai venit cu plasa. Asta e al unor. Afară! 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 Fetelor, luați tot ce puteți în casă la noi, hai! Au, nu băgat de zis. Nu știu că asta vrem și noi să facem. Are, n-are cum pentru episodul 2. Luați, hai, luați de aici, luați de aici. Nu, asta e al unor. Aici? Aici? Doamne, ce sălbaticul ăsta! Hai, ștept, sălbatic e aici, hai, dați-mi afară, că nu vă răspunați. Nu, dar doar al lui Radu, arată-ne care e geanta lui. Atât. Vă las. Hai, bine să-mi arăți. Vezi? Chiar vreau să văd. Bine. Lasă-l. Femeia cu tine și te-a aruncat la gunoi, de ce ne vorbim? Nu s-a jucat cu nimic, eu nu am stat cu flori la ea la ușe. Bă, tu ai fost paharul ăla de unică folosință. Ești un țăran și jumătate cum să-mi spui tu mi-așa și fac la femeie. Ce cauți tu să te duci la o femeie care în cunoaștere cu un bărbat e urât? Ce e urât, băi, e măritată cu el, ce e urât? Dacă te lauzi că ești inteligent, ce? Păi, arată, nu te lăuda. De ce vorbești aia? Pentru că relația ei nu a rezistat. Relația mea încă rezistă. Eu cred că relația lor este falsă. Luată-l frumos pe Andrei, pune-te și în genunchi dacă e posibil și spune să-ți lase ție locul. Dacă mai dai astea cu mine, s-ar putea să vorbesc păi progrătuși de tine și de ăsta. Păi ești mort după. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.